Dragoste pentru joc, cântec, obiceiuri, tradiții și port popular. Toate acestea au putut fi întâlnite sâmbătă și duminică, 4 și 5 februarie, la sala festivă de pe strada Pandurilor, cu ocazia celei de-a 10-a ediție a Balului Insuraților, organizat de familia lutierului Vasile Gliga. Din toate colțurile țării, cu costume specifice zonelor etnofolclorice, cu toții s-au prins în hore și au jucat până târziu în noapte. Cele mai bune gânduri, mai ales când e vorba de un bal dedicat familiei, când am încercat să aducem interpreți care fie că sunt frați, fie că cântă tată-fiu, tată-fică. Cred că, de fapt, ăsta e nucleul de bază a societății, familia, și împreună cu familia noastră am reușit să organizăm cea de-a 10-a ediție a balului. La fel cu surprize, cu oaspeți deosebiți, totdeauna am căutat să avem și tineri foarte foarte dedicați, care remarcați în actualul cântec popular. Sunt prezent astăzi, cum de altfel am fost prezent de fiecare dată la acest frumos eveniment intitulat Balul Însuraților, care în urmă cu puțini ani a fost și înregistrat la OSIM cu această denumire, lucru lăudabil și de bun augur, pentru că aici se întâlnesc oameni iubitori ai portului popular, iubitori al culturii tradiționale, iubitori a tot ce înseamnă frumos, și a tot ce înseamnă viitorul acestui popor. Am venit cu gânduri bune, mă bucur că particip la 10-a ediție, eu particip pentru a 6-a oară cu soția și mă bucur pentru familia Gliga că organizează și să păstrează portul popular. Sunt născut pe Valea Mureșului la Filea și vreau să duc tradiția mai departe a părinților și a socrilor care încă trăiesc, și văd că tineretul care din nou vine și păstrează portul popular și sunt mândru și îndrum și copiii mei și toată lumea să participe la tradiția și la portul popular. Și felicit încă o dată și mulțumesc familiei Gliga pentru buna organizare și dumneavoastră vă doresc numai sănătate și bucurie și să ne vedem cu bine! Dragă-mi și mândruța măi la, la 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 la, când mă duc țara la ea măi dorule. Păi dragă-mi și mândruța măi, păi când mă duc țara la ea. În primul rând cred că a fost sentimentul bucuriei, a faptului că am văzut atâta putere de lume îmbrăcată în costumul adevărat, autentic, și subliniez acest lucru pentru că nu am văzut niciun costum kitsch, așa cum se mai întâmplă uneori să mai vedem la astfel de întâlniri. Cu toți au fost îmbrăcați în costume adevărate de aici, de pe Valea Mureșului sau din zona de unde au venit fiecare dintre ei. Un sentiment de bucurie, vă spuneam, dar și unul de patriotism. Unul de adâncă vibrație patriotică, una sinceră, care ne trezește în noi mândria de a fi români, de a aparține a unui neam binecuvântat de Dumnezeu. Întotdeauna cu gânduri de bine, datorită faptului că și oamenii sunt oameni de bine, am participat și noi la acest moment. Pentru noi a fost unic, nu ne-a fost dat să mai vedem un asemenea eveniment frumos de când eram copil, eu unul. Fratele meu, probabil, el a mai fost la ceva manifestări similare. Nu poți să spui decât că te bucuri, pentru că suntem în zona unor ani în care se pierde tot mai mult tradiția și haina populară, și iată că din când în când oameni de bine readuc în fața dumneavoastră și readuc costumul popular și folclorul la loc de cinste. Și mulțumim pentru invitație celor care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment. Fiecare ediție, zic eu, a Balului Insuraților au fost specială în felul ei, dar iată că de această dată este un număr rotund, 10, așa cum au zis și colegii mei, antevorbitorii mei, nota 10 din partea mea pentru organizatori, în primul rând,
nota 10 din partea mea pentru participanți, că iată și de această dată sunt într-un număr atât de mare și de frumos, iată că românii aici în zona Reghenului simt și vibrează într-un fel anume. Am participat la toate și sunt tare bucuros că am ajuns la 10 adice și de fiecare dată îmi crește sufletul când văd oamenii îmbrăcați în straie populare și mai ales că noi acum probabil că și tu știi și telespectatorii noștri știu că noi suntem cu cântecul popular și asta ne alină pe noi și ne bucură sufletul. Și nu putem decât să ne bucurăm când vedem colegii ai noștri că vin din Alba, din București, unii vin din străinătate, din Maramureș și se întregește cumva nația asta, se adună la veselie și la bucurie. Și asta nu poate decât să ne bucure pe noi și mai ales că anul acesta a fost un leitmotiv acesta, familia, și noi ne bucurăm că ne-am reîntregit aici cu familia și mai târziu o să vină și fiica noastră, Sorana, care o să cânte ceva și de asta bucuria noastră e de plină acum, aș zice. Am venit să joc alături de invitați și, bineînțeles, mai târziu o să cânt și eu. Mă bucur că s-a împlinit cea de-a 10-a ediție și mă bucur că sunt alături de familia Gliga și le mulțumesc de invitație. Al câtele ani consecutiv particip? Al 9-lea an. La o singură ediție am lipsit. Ai mai văzut atâția oameni îmbrăcați în costum popular la un loc care să joace și să cânte? Nu, într-adevăr este unic acest obicei, acest bal. Nici la festivaluri sau la alte concursuri sau nu se întâlnesc atâtea persoane îmbrăcate în port tradițional. Sentimentul simțim, cred că, mai puternic decât voi care sunteți acasă, nu se poate spune în cuvinte, nu sunt cuvinte când ești plecat și urmărești cu... Acolo am prins 2 ani când am putut veni acasă și am plâns în fața monitoarelor, așa că nu vă putem spune în cuvinte. Suntem români și rămânem români și am plecat să lucrăm în străinătate, atât. Vibrăm românește, totul e românesc în noi. E fantastic, e o atmosferă fantastică. Este prima oară când particip. Ne simțim excelent. Este pentru prima dată când veniți la Reghin la un asemenea bal? Da, este prima dată când vin. Ați mai văzut atâția oameni îmbrăcați în costumul popular la un loc? Nu, este ceva unic în țară și cred că n-am mai, nu. În România n-am mai văzut așa ceva. Veți mai participa? Cu mare plăcere și cu mare drag. Spuneți, cum este aici la Balul Însurațiilor? Este o plăcere, venim de la Sibiu cu prietenii noștri și este o plăcere să vedem așa o frumusețe de bal frumos, lume frumoasă, toată lumea îmbrăcată în haine, e ceva minunat. Ne bucurăm nespus și ce putem să vă spunem? Multă, multă bucurie, sănătate de pe meleaguri sibiene. Este pentru prima dată când veniți aici la noi? Da, venim cu prietenii noștri, ei ori mai fost și acum ne-au adus și pe noi, dar și la anul o să revenim. Super! Este pentru prima dată când participați sau ați mai spus? Prima oară și este, cum am zis, la superlativ. Ați mai văzut atâția oameni îmbrăcați în costum popular la un loc? Nu, dar e superb, e frumos.